majoritatea ca să strici miniștri, iar în plen, programul de guvernare și lista guvernamentală se aprobă cu majoritatea pe care o ai. Nu e nimic surprinzător, era cât se poate de clar, matematica parlamentară arăta că PNL plus USR plus UDMR înseamnă, plus minorități, înseamnă o majoritate serioasă. Vedeți că sunt aproape 80 de voturi, deci practic n-au fost emoții. Dar am văzut că liderul minorităților spunea că nu votează guvernul. Nu a spus că nu votează, nu s-a exprimat în sensul ăsta, domnul Ban Buccean a spus că își dorește ca la un moment dat, când face evaluarea, să constate că a fost o evaluare pozitivă. În general, minoritățile nu se manifestă niciodată extrem de fățiși de partea sau împotriva guvernului. Dar votează deseori alături de coaliția. De cele mai multe ori votează cu guvernul. Și e firesc, pentru că minoritățile au o serie de probleme care în general sunt în arsenalul de rezolvare al guvernului. Și atunci atât grupul în ansamblu, cât și fiecare minoritate își dorește să aibă o relație bună cu guvernul.